Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, noi de aici din studioul Producens Media și dumneavoastră de acasă. Vă salutăm și vă mulțumim că ați ales și de data aceasta să fiți împreună cu noi. Așa cum v-am obișnuit, de fiecare dată în emisiunile noastre vă aducem teme foarte interesante și de asemenea invitați deosebit. Acest lucru îl vom face și în seara aceasta și îi spunem bun venit, de fapt un bun revenit prietenului nostru, fratele nostru drag din Israel, Daniel Stanger, păstor și de asemenea ghid, om de bază în ceea ce noi știm că Dumnezeu a pus această lucrare în Nifla Tours în Israel. Daniel, bine ai revenit la noi în emisiune! Bine v-am regăsit pe toți cei care ne urmăriți acum, bine te-am regăsit Cătălin și întregii echipe Producens. Am ținut neapărat să fac, să spun așa, urare de bun veniție echipei El Nifla, bineînțeles, cea care de fiecare dată a fost alături de noi și bineînțeles familiei tale, tot ce înseamnă comunitatea aceasta din care faceți voi parte și slavă Domnului că sunteți acolo unde Dumnezeu v-a așezat. Daniel, iată-ne că astăzi discutăm puțin mai liber. Am numit eu tema de astăzi viața în Israel în vremuri de război, în vremuri de atacuri cu rachete, în vremuri de restriște. Aș vrea să avem o discuție pentru cei care sunt interesați. Știu că românii sunt cu ochii pe știri, pe televizor, pe tot ceea ce se întâmplă în Israel. Suntem și noi preocupați, poate chiar îngrijorați, pentru că știm că ceea ce se întâmplă ne afectează absolut pe toți, tot ce înseamnă oameni pe pământul acesta, iar Israelul, într-adevăr, așa cum de multe ori noi am numit ceasul acesta al omenirii, este la mare încercare. Vrem să aflăm mai multe despre ceea ce se întâmplă. Cum vedeți voi? Cum sunteți acolo? Cum vă simțiți? Cum sunteți familia? Cum sunt cetățenii? Care e viața voastră? Pentru că știm pe de-o parte știrile de la televiziune și mass media aceasta mainstream denaturează foarte mult adevărul și pe de altă parte noi încercăm cu puterile noastre să dăm o notă diferită față de ceea ce face presa centrală și să arătăm adevărul. În a completa ceea ce noi deja postăm pe canalele noastre și știu că faci și tu lucrul acesta, aș vrea să stăm de vorbă în seara aceasta, să te auzim, să ne spuneți oful vostru, durerile voastre, dorințele voastre și, bineînțeles, să ne rugăm pentru voi. E un subiect destul de dificil și mai ales în vremurile acestea. În urmă cu două săptămâni nu mă gândeam că o să ajung să vorbesc despre acest aspect și chiar mă pregătesc pentru predica de șabat pe care o țin la noi la comunitate și am tot stat să mă întreb despre ce să vorbesc cu oamenilor de astăzi. Și mi-aduc aminte că atunci când am venit în Israel în 2007 a fost ceva asemănător și am vorbit, cred că în prima lună după ce am ajuns în Israel, am vorbit la biserică despre iertarea dușmanului. Și am fost bombardat după mesaj, pentru că oamenii mi-au spus, tu ai venit de o lună aici în Israel și ne înveți pe noi ce să facem și cum să facem și cum să procedăm. Acum sunt mai culoare minte atunci când îmi pregătesc mesajele și nu că s-a schimbat ceva, Biblia nu s-a schimbat, este aceeași, bineînțeles, probabil că o să vorbim pe parcursul emisiunii de astăzi mai mult și despre acest aspect. Însă vremurile care trăim sunt grele. Eu de când am venit aici împreună cu familia noastră din 2007 nu am... n-am trecut ca și țară, să spunem așa, prin ceea ce este acum. Adică de 10 zile sunt atacuri din ambele părți, atât din regiunea Gaza cât și din Israel. E adevărat că au mai fost rachete trimise din Gaza și Israelul a răspuns imediat. Chiar și luna trecută, la începutul lunii aprilie, cred că în prima zi de Ramadan sau a doua zi, au fost, dacă nu mă înșel, vreo 38 de rachete trimise din Gaza și Israelul a ripostat imediat. Dar acum de 10 zile se întâmplă ce se întâmplă și trebuie să spun de asemenea că este prima dată când îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru liniște, pentru ce am,
pentru că locuim într-o zonă, să spunem așa, mai neutră. Locuim în zona de nord, chiar lângă orașul Nazaret, într-un oraș care se numește Nazaret Elite, nume care s-a schimbat de altfel acum, cred că 6-7 luni, în Nofa Galil, care înseamnă panorama Galilei. Dar suntem la 2 km de Nazaret și la 2 km de Cana Galilei. În zona noastră nu au ajuns foarte multe rachete, decât în ultimele zile au ajuns câteva din Liban, chiar și au fost 4 rachete trimise, cred că în urmă cu 2 ore sau 2 ore și jumătate au fost trimise, 2 au fost interceptate de către armata israeliană și 2 au căzut în câmp deschis, nu au fost victime. Deci pot să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru vremea de liniște și pentru faptul că nu sunt sirene de război aici, lângă noi, și pentru că mă uit de pe balcon și văd la 30 de kilometri depărtare, într-o zi senină, văd Marea Mediterană și mă pot bucura de acest aspect. Și până acum era acest lucru și până acum era aceeași panoramă de pe balcon. Însă acum pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu mai bine știind că alții nu pot să facă acest lucru. Și de aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în zona noastră nu au fost alarme de război. Ultimele au fost acum câteva ore, cum spuneam, dar și bombele au căzut, rachetele au căzut la 15 km de noi. E cel mai aproape când au fost de noi trase rachete. Din păcate, de data aceasta au venit din Liban. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a afectat deloc, cel puțin acest aspect, că mai sunt și revoltele interne care acestea ne afectează mai rău, cred, decât rachetele trimise din Gaza. Și putem să spunem că în cele 10 zile de când a început, să spunem, tot balaganul acesta, așa se spune în limba ebraică, care înseamnă haos, în 10 zile s-au trimis în jur de 4.000 de rachete din regiunea Gaza, undeva la 258 sau 259 de morți în regiunea respectivă, dintre care 100 de femei și copii. Iar în zona israeliană acum sunt 12 morți față de 10 cât am spus ieri în filmuleț, deci de ieri până astăzi s-au mai adăugat încă 2 morți. Și se pare că așa a declarat și primul ministru al Israelului, cât și ministrul apărării naționale au declarat că acest lucru va fi probabil de durată. Acum Dumnezeu știe ce va fi. Se discută despre încetarea focului și Egiptul, care este, să spunem așa, cel care face pace între cele două părți, a mai făcut lucrul ăsta și din nou sunt discuții. A lansat ideea acordului de pace care sau încetării focului începând cu mâine dimineață ora 6. Nici Hamasul, nici Israelul nu sunt dornici să facă acest lucru începând cu mâine dimineață. Ceea ce toți politicienii, cât și oamenii care urmăresc această stare de război, spun că s-ar putea să mai dureze încă câteva zile, dacă nu chiar mai mult. Deci, având în vedere aceste situații, putem să spunem că noi ne desfășurăm activitatea normal în zona aceasta de nord. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Asta nu înseamnă că nu vor fi probleme și situații grele și aici, în zona noastră. Așa este, urmărim și noi cu atenție informațiile care vin dinspre Israel și așa credem și noi că va fi, probabil va fi o operațiune puțin mai lungă, pentru că atacurile care au fost în ultimele zile au fost destul de dure din partea palestinienilor, iar efectele asupra cetățenilor izraelieni au fost destul de dure. Am văzut atacate părți din Tel Aviv, da, suburbii. Mi-aduc aminte, am un coleg care locuiește chiar în Ramat Gan, lângă Tel Aviv, da, o suburbie. A avut o rachetă chiar lângă el. Deci, ce pot să spun este că lucrurile se denaturează. Daniel, vreau să vorbim puțin despre modul de viață al vostru ca și comunitate. De ce? Pentru că vreau să spun,
Îmi permit, ne cunoaștem de atâta timp și vreau să spun, și să profit de ocazia asta să-mi spun puțin din oful personal, postând de câteva zile, aproximativ o săptămână, tot postând, traduce materiale, materiale oficiale care vin de la, de la guvernul israelian, de asemenea, din partea IDF, da, armata israeliană, rezultatele reale a tot ceea ce se întâmplă. Noi, Prodoces Media, am fost asaltați cu foarte multe mesaje antisemite. Din păcate, te rog să mă crezi, pare de necrezut ceea ce spun acum, dar foarte multe mesaje vin și din zona aceasta creștină și chiar din zona creștină evanghelică. Sună foarte rău și mă simt oarecum destul de, de rău în momentul în care de acolo de unde mă aștept să fie poate suportul cel mai mare, să înțelegem odată rolul Israelului în istorie și rolul Israelului în tot ce a însemnat planul de mântuire a lui Dumnezeu, încă mai sunt creștini evanghelici care spun că care încă sau nu știu sau nu vor să recunoască rolul acestui popor și bineînțeles fără să-și dea seama promovează terorismul. Hai să mai lămurim o dată așa, pe viu astăzi. Nu am mai discutat asta, dar cred că repetiția nu deranjează până. Doamne, are Israel un rol în planul de mântuire al lui Dumnezeu sau nu are? Dumnezeu și-a ales un popor și scopul principal al alegerii pe care Dumnezeu a făcut-o este ca din acest popor să vină Mesia și să mântuiască omenirea întreagă. Știm cu toții lucrul acesta, indiferent de credința pe care o avem noi în poporul Israel sau în alte lucruri. Și acest lucru s-a văzut pentru că toate lucrurile și profețiile au condus spre cel care avea să vină și spre cel care avea să moară pentru păcatele omenirii. Și acesta este Iisus din Nazaret, Yeshua Minațeret. Însă mântuirea sau planul lui Dumnezeu cu Israel nu s-a oprit aici. Sunt profeții care vorbesc despre viitorul Israelului și a planului Dumnezeu pe care îl are cu Israel. Și trebuie să spunem că, din nou, vorbește Dumnezeu despre faptul că de acolo de unde Iisus Hristos a înălțat la cer, tot acolo va reveni. Și este vorba despre muntele măslinilor. Și există astăzi, la ora actuală, teologia înlocuirii, replacement theology, de care mulți știu lucrul acesta și ei cred că tot ce se vorbește în Biblie despre Israel, Dumnezeu a înlocuit Israel cu biserica, ceea ce nu este adevărat deloc, pentru că Dumnezeu are un plan cu Israel și Dumnezeu are un plan cu biserica. Dacă ne uităm în Scriptură, se vorbește despre acest lucru, iar Romani, capitolul 11 este grăitor de la sine, acolo unde vorbește despre faptul că Dumnezeu nu a lepădat pe poporul Israel. Când întreabă Pavel acest lucru, tot el răspunde cu nici de cum. Dumnezeu nu poate să uite pe popor, așa cum o mamă nu poate să-și uite copilul. Și avem pasaje în Scriptură și profeții care vorbesc despre lucrul acesta. Până și înființarea statului Israel a avut loc în urma unei profeții din Ezechiel, capitolul 37, Isaia, ultimul capitol, care vorbește despre faptul că se poate înființa o națiune într-o zi. Și iată că am ajuns în 1948, când Dumnezeu își împlinește această profeție menționată în cartea Isaia, ultimul capitol, cu privire la poporul Israel. Și Dumnezeu încă lucrează cu poporul Israel și sunt profeții care încă nu s-au împlinit cu privire la poporul Israel. Acum, teologia înlocuirii este foarte răspândită în mijlocul creștinilor. Și cred că de aici apare antisemitismul despre care vorbeai și despre care sau cu care ne confruntăm și aici. Nu numai aici, când am pus filmulețele pe canalul nostru de YouTube referitoare la situația din Israel și noi am primit foarte multe comentarii pozitive, dar au fost și probabil să spunem un 10% sau 15% comentarii negative din partea oamenilor care unii chiar nu au habar de ceea ce spun, alții nu cunosc Scriptura, iar alții, din păcate, cum spunea, într-adevăr sunt creștini, neoprotestanți, oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și cunosc pe Iisus și probabil că au o relație personală cu Iisus, însă nu cunosc toate amănuntele din Scriptură care vorbesc despre relația intimă pe care Dumnezeu are cu poporul Israel și pe care o va avea până la sfârșit. Și cred că acesta este motivul, oamenii fie nu cunosc,
fie cunosc o anumită parte a istoriei și sunt subiectivi. Pentru că trebuie să spunem acum deschis, fiecare dintre noi suntem subiectivi la rândul nostru și când spunem o întâmplare care a avut loc în viață, chiar despre război, uneori putem fi subiectivi și deși de foarte multe ori eu am încercat să fiu obiectiv, să nu țin partea nimănui, deși sunt israelian și sunt evreu, însă am avut grijă întotdeauna să fiu obiectiv, adică să spun lucrurilor pe nume și probabil că de asta am mulți prieteni, care cred că nu pot fi cumpărat pentru că nu sunt subiectiv, dar foarte mulți dintre noi ajungem să fim subiectivi. Cunoaștem numai o parte din istorie și deja credem că acesta este adevărul absolut, fără să discutăm și cu cealaltă persoană sau cu cealaltă parte. Așa este și în pastorală, așa este și în familie. De multe ori credem că noi avem dreptate ca bărbați și, de fapt, dacă stăm să ne gândim, și soțiile noastre au dreptate, poate că mai mult decât noi, dar așa am fost învățați noi să fim subiectivi de cele mai multe ori. Și același lucru este și în conflictul de astăzi. De foarte multe ori suntem subiectivi, chiar rudele noastre care locuiesc în Italia spuneau soției mele că ei au auzit altă istorie cu privire la ce se întâmplă acum în Israel. Și, din păcate, mass media, într-adevăr, este subiectivă. Depinde ce post de televiziune sau ce post de știri asculți, pentru că majoritatea posturilor din mass media și media de astăzi este subiectivă, din păcate. Daniel, foarte bine, foarte bună explicație, îți mulțumesc că ai mai făcut-o o dată. Noi am discutat asta și o vom repeta până cât mai mulți dintre frații noștri vor înțelege rolul Israelului în planul de mântuire a lui Dumnezeu, dar asta este, să spunem așa, măreția lui Dumnezeu. El și-a arătat puterea în a lucra cu un om pe care l-a ales, și anume Avram, apoi un popor și, bineînțeles, până în zilele noastre, prin Domnul Hristos, avem tot la mântuire. Hai să vorbim puțin, Daniel, și despre un lucru foarte important. Noi l-am mai tratat atunci când am vorbit despre Sărbătoarea Națională a Israelului, atunci despre fondarea statului Israel în 1948, și anume despre statutul acesta de invadator. Sunt oameni care nu cunosc istoria și mulți cred că, într-adevăr, în 1948, Națiunile Unite a vrut să facă un serviciu. Datorită situației Holocaustului, știu eu, durerilor mari pe care poporul evreu l-a suferit, l-a suferit de-a lungul istoriei, cineva cu mare voință, un grup de oameni, a zis: domnule, hai să facem să spunem, un serviciu așa nemeritat acestor rămășițe care, cine știe, poate vor dispărea și ei, și să-i îi trimitem undeva. Știu că tu ai o poveste foarte interesantă despre unde s-a vrut inițial să fie pus și care a fost, de fapt, atitudinea celor de la conducere și, până la urmă, unde sunt ei astăzi și mai ales despre cum arăta Israelul atunci când poporul a venit, când rămășița aceea s-a întors în Israel. Asta este istoria poporului Israel, care îmi place foarte mult și de multe ori când veneau turiștii aici, îmi plăcea să o spun oamenilor atunci când eram Tocmai întrebat. de aia, tocmai de aia te am repet. Tocmai de aia te-am întrebat, că știu că îți place și mie îmi place, așa că hai să o spunem. Adevărul e că sionismul, să spunem așa, care înseamnă să te întorci sau să crezi în Țara Sfântă, a fost dintotdeauna în inimile evreilor atunci când au fost deportați sau atunci când au fost în robie. Și dacă țineți minte, sunt și psalmii în Scriptură. Unul dintre psalmi spune: ce am fi dorit noi să cântăm aceste cântări de laudă în altă parte. Deci este pur și simplu un sentiment al evreului care dorește să se întoarcă în Țara Sfântă. Și toată lumea, atunci când evreii au fost trimiși și împrăștiați pe fața pământului, probabil că majoritatea s-au gândit: evreii aceștia nu se vor mai întoarce, ei vor fi dispersați și probabil că se vor fi nimiciți ca și națiune. Și foarte mulți au încercat lucrul ăsta să-l facă de-a lungul istoriei și avem date clare și concrete. Însă, din nou, planul lui Dumnezeu s-a dovedit a fi cu poporul Israel și până în cele mai mici detalii.
Chiar am citit o carte, îmi scapă acum numele, în limba engleză, care este foarte interesantă și care vorbește despre fiecare element din cadrul istoriei poporului Israel care s-a întâmplat în istorie și care are profeții biblice. Și este extraordinar să vezi cum Dumnezeu, până la cel mai mic amănunt, își împlinește promisiunile față de poporul Israel. Acum, în secolul XIX, atunci când otomanii erau aici, a apărut o declarație foarte importantă în care evrei au cerut Imperiului Otoman ca evrei să se poată întoarce în țară. Dar înainte de aceasta a fost Congresul Sionist de la Basel, în Elveția, care a fost condus de Theodor Herzl, în urma căruia este și un oraș astăzi, Herzliya, care a fost atacat și el în urmă cu câteva zile cu câteva rachete. Și acest om a pus bazele Țării Sfinte. E adevărat că la congresul acela oamenii nu știau unde să fie Țara Sfântă și s-au dat mai multe variante, dintre care majoritatea variantelor au fost în Africa, pentru că acolo era spațiu foarte mare și puteau să îi pună pe evrei acolo fără să deranjeze pe nimeni. Însă Herzl a venit cu ideea ce ar fi să facem lucrul acesta acolo unde a fost odinioară Canaanul și acolo unde a fost odinioară Țara Sfântă, de fapt unde Dumnezeu a hotărât și unde Dumnezeu a dat lui Avraam granițe, a spus de unde și până unde va fi hotarul și așa mai departe. Și în declarația de la Balfour s-a menționat lucrul acesta, că evreii se pot întoarce. Însă declarația aceea spunea că un anumit număr de evrei pe an se pot întoarce în Țara Sfântă și probabil că ați auzit de foarte multe nave care au fost bombardate mai târziu puțin de către Imperiul Britanic, care a fost aici pentru aproximativ 30 de ani, din 1918 până în 1948, și pentru că depășeau criteriile menționate în acea declarație, veneau prea mulți evrei și se întorceau foarte mulți, și primii care au făcut alia este un termen folosit aici în Israel pentru urcare, și este folosit în Cartea Psalmilor, unde se spune cântarele treptelor sau cântări ale Aliyah, adică cântări de urcare, pentru că evrei cântau aceste cântări în urcarea lor pe care o făceau spre Ierusalim de 3 ori pe an, în cadrul pelerinajelor pe care le făceau, și știm lucrul acesta de Paște, de cincizecime de Rusalii și de asemenea de sărbătoarea corturilor de Sucot. Și același lucru fac evrei, fac alia, adică urcă spre Ierusalim. De unde ar veni, acest lucru este o urcare, nu o coborâre. Și primii care au venit în Țara Sfântă sau au emigrat, trebuie să știți, au fost români. Deci români evrei care erau stabiliți în România și care au fost împrăștiați în toată lumea, dar au fost și în zona Europei și în România, ei au venit în Israel și s-au așezat în zona de nord, marea majoritate, și sunt câteva orașe înființate de către ei, cum este Roș Pina și Zicron Iacov. Roș Pina este piatra din capul unghiului care a început să funcționeze, să spunem așa, ca o fermă micuță undeva, cred că în 1800, în 1898, însă acest lucru n-a mers prea mult. Și apoi au venit, cred că 20 de familii din Moinești, din Moldova, și au pus bazele din nou acestui oraș în 1920, iar în același timp au fost puse bazele orașului Zicron Iacov, care este undeva lângă Marea Mediterană, foarte aproape de noi, foarte aproape de Nazaret. Deci, să spunem că a început să vină poporul Israel înapoi. Apoi, în 1947, trebuie să știți că Națiunile Unite au hotărât să se împartă terenul în două, pentru ca să nu mai existe probleme, pentru că arabii din Israel au început să spună că vin foarte mulți evrei, ne iau teritoriile, și atunci Națiunile Unite, Organizația Națiunilor Unite, a împărțit țara. Și a împărțit țara în partea arabească și partea evreiască, lucru care nu i-a mulțumit pe arabi și, din nou, nu sunt subiectiv acum, dar dacă vă uitați în istorie, trebuie să știți că așa s-au întâmplat lucrurile. N-au acceptat împărțirea, pentru că
Evreilor li s-a dat o mai mare parte, să spunem așa, din teritorii, însă teritoriile acestea erau în partea de deșert, marea majoritate a lor, și ca urmare a început revolta arabilor din Israel împotriva evreilor. Lucrul acesta se întâmplă în 1947, iar undeva în 14 mai 1948, când era ultima zi când Imperiul Britanic trebuia să plece din țară, atunci David Ben-Gurion a lansat, probabil că știți, a semnat declarația de independență împreună cu cei care erau la conducere în vremea respectivă, și exact în noaptea aceea a început războiul de independență. Toate țările de jur împrejurul Israelului s-au unit împreună cu arabii interni și atunci a început războiul, care a durat până în mai 1949, aproximativ un an. Acesta este războiul de independență. În acest război, Israel a cucerit mai multe teritorii decât erau împărțite de către Națiunile Unite, însă lucrul acesta n-a mai contat, având în vedere că prima dată una dintre părți n-a acceptat aceste condiții. Și acesta este motivul pentru care, probabil că ați auzit de foarte multe ori de ocupanți, adică Israel este considerat că a ocupat teritoriile care le-au fost date în împărțirea Națiunilor Unite în 1947, dar repet, acest lucru, deci, n-a fost mulțumitor și partea cealaltă, și nu Israelul, deci n-a acceptat aceste condiții. Iar Israelul și-a luat partea, și atunci acesta este motivul pentru care pro-palestinienii de astăzi consideră că Israelul este ocupantul. Însă, după părerea mea, și cred că sunt obiectiv, deci Israelul a câștigat prin drept și prin război acest lucru, și de aceea este, cred că dacă este teritoriul lui, poate să-și construiască case și așa mai departe. Și trebuie să știți că acest conflict care a început, de fapt, cred că cireașa de pe tort, sau să spunem așa, cea a țățat mai mult focul, este de fapt unul dintre cartierele Ierusalimului de Est, și de acolo a pornit totul, acum la începutul lunii mai, pentru că, dacă îmi dai voie, deci pot să Te continui cu rog, acest aspect chiar de unde te a rog. început acest conflict. Trebuie să știți că chiar în prima zi de Ramadan, Israelul, care de fapt are dreptul să pună condiții, și trebuie acum să fac o paranteză scurtă. Știți că Israel a fost de 3 ori în carantină generală și nu ni s-a dat voie să ne adunăm mai multe anumite persoane. De fapt, și astăzi trebuie să știți că, deși corona nu mai este pe prim plan și nu se mai discută despre corona, sunt 20-30 de bolnavi zilnic, dar acesta e pe un plan secundar și nu se mai discută despre acest lucru deloc. Dar și astăzi ne putem aduna în interior numai 10 persoane și în exterior 100 de persoane. Dacă vrei să fii mai multe persoane la un loc, îți trebuie pașaport verde, adică fie certificatul de vaccinat, fie certificatul că ai fost bolnav de corona și ești sănătos. Și Israelul a hotărât ca, cu ocazia sărbătorii de Ramadan, să nu dea voie la mai mult de, dacă nu mă înșel, și cred că acesta este numărul, 10.000 de persoane pe platforma de pe Muntele Templului. Și acum trebuie să spunem, numărul acesta, având în vedere situația coronei, având în vedere că am fost de 3 ori în carantină și noi nu avem voie să ne adunăm mai mult de 100 de persoane, numărul acesta mi se pare enorm de mare, 10.000 de persoane. Însă, având în vedere că sunt foarte mulți musulmani, undeva la milioane de, 1 milion, 1.500.000 de musulmani, cred, în Israel, bineînțeles că 10.000 e foarte puțin. Și atunci au început demonstrațiile, iar cred că în 13 aprilie, exact prima zi de Ramadan, atunci a fost și ziua comemorării soldaților, înainte de ziua de Yom HaAtzmaut, adică ziua independenței. Și președintele țării, la zidul plângerii, care este, pentru cei care ați fost, este dedesubtul muntelui Templului, acolo își desfășura
discursul, care a fost întrerupt la rugăciunea de seară. Știți că sunt megafoanele acelea și stațiile foarte mari care vorbesc de, care pur și simplu nu deranjează, dar zgomotul este foarte mare și atunci poliția s-a dus să vorbească și să dea boxele mai încet sau ceva de genul ăsta, după care, pentru că n-au fost ascultați, pur și simplu au scos, au dat, n-au mai avut curent, au scos curentul de la, de acolo și, bineînțeles, au început problemele foarte mari. După aceasta, în 6 mai, Curtea Supremă de Justiție a hotărât evacuarea 6 familii din un cartier din Ierusalim, Ierusalimul de Est, care este considerat palestinian. Și atunci, să spunem așa, au început problemele. Din nou s-a vorbit despre ocupație, dar trebuie să știe cei care ne urmăresc că Ierusalimul de Est a căzut în mâinile Iordaniei în 1948 și abia mai târziu, în 1967, a fost eliberat de către Israel și a intrat în rândul Israelului. Deci cetățenii sunt pe teritoriul israelian, deși ei nu se consideră israelieni, ci se consideră palestinieni și majoritatea n-au putut să devină cetățeni israelieni, fie că n-au vrut, fie că nu li s-a permis lucrul acesta având antecedente. Și teritoriile acestea, trebuie să știți că undeva în 1870 au fost cumpărate de la arab de către Jewish Trust, cred că se traduce cu societăți evreiești, care au cumpărat terenurile de la arabii din zona respectivă. Deci acest cartier care a fost problema cea mai mare, teritoriile erau israeliene, în 1948 până 67 au fost ale Iordaniei. Aceste societăți evreiești au depus la Curtea de Justiție înapoierea terenurilor, care s-a aprobat. Însă cetățenii care locuiesc acolo, este o clauză la această cerere că ei nu pot să fie scoși din casele lor și trebuie să plătească chirie, lucru care s-a întâmplat, oamenii au acceptat până cred că în 2014, când au încetat să mai plătească chirie și în urma acestui lucru, instanța abia în 2021 a hotărât să evacueze, nu pentru că, unu, n-au mai plătit chirie de 7 ani, doi, pentru că și-au construit pe teritoriile lor sau în cursile lor, și-au construit case fără aprobări, fără niciun fel de aprobare. Și acum aici a intervenit Gaza pentru cele 6 familii care de fapt sunt pe teritoriu israelian, pe pământ israelian, însă, după cum spuneam, în 1947 Națiunile Unite au hotărât să era altceva. Deci e vorba despre niște neînțelegeri cu privire la terenuri, e vorba despre niște neînțelegeri cine este invadatorul și cine este cel invadat și trebuie să ne gândim acum puțin logic, cum o spuneam în ultimul, sau cred că o să spun în următorul filmuleț, nu mi-aduc aminte acum exact. Din punct de vedere biblic, Israelul este cel care are drept la acest pământ. I s-a dat de către Dumnezeu, l-a pierdut la un moment dat și l-a reprimit sau l-a luat în 1948. Deci este dreptul lui din punct de vedere biblic. Din punct de vedere logic, au fost alți oameni care au locuit acolo mii de ani. Și noi știm, legi internaționale spun că dacă ai locuit, cred că câteva sute de ani pe teritoriul acela, poți să-ți revendici dreptul ca acel teritoriu să fie al tău. Și acest lucru fac cei care sunt palestinienii de astăzi și, din punct de vedere logic, au dreptate. Ei au locuit acolo mii de ani, deci este teritoriul lor. Ei consideră Israelul un invadator. Din punct de vedere biblic, este invers. Acum, întrebarea e cine are dreptate, sau mai bine zis, cred că. Și acum, din nou, sunt eu cel care sunt obiectiv și nu subiectiv și s-ar putea să fiu condamnat de foarte mulți, dar, din nou, eu nu țin partea nimănui, deși sunt israelian, sunt evreu. Eu cred că ambele părți au dreptate. Și ce cred eu este că Dumnezeu ne-a dat un mandat fiecăruia dintre noi la ora actuală,
nu un mandat al războiului, ci un mandat al conlocuirii, dacă se spune așa în limba română, împreună. Și lucrul acesta cred că e ce trebuie noi să predicăm la ora actuală. Știți care sunt poruncile biblice pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel și apoi pe care Mântuitorul le-a spus ucenicilor să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Cea din tâi poruncă și a doua, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Și acum stau să mă gândesc și pentru cei care ați fost cu noi în Israel sau pentru cei care ne cunoașteți, deci eu lucrez încă la un muzeu creștin în Nazaret, deși sunt în șomaj de 1 an și 3 luni. În 2010, când am început să lucrez acolo, eram singurul evreu între 15 arabi. Și dintr-o dată lucrurile s-au schimbat. Și pentru mine, pentru că eu știu că m-a chemat Dumnezeu acolo, că altfel n-aș fi acceptat acest post, dar pentru oamenii de acolo, care dintr-o dată s-au văzut că au un evreu în mijlocul lor și mai mult decât atât, devenisem șeful lor peste noapte. Și trebuie să știți că a treia zi după ce m-am dus acolo, am fost atacat cu cuțitul în camera unde mâncam prânzul împreună cu colegii mei. Doi dintre ei sunt musulmani, rest majoritatea sunt creștini, dar având în vedere situația asta, deci așa au răbufnit. Și ceea ce se întâmplă astăzi, trebuie să știți că s-a întâmplat acum în 2010, acum 11 ani cu mine, dar s-au întâmplat cu foarte mulți oameni și se întâmplă cu mulți oameni. De ce? Pentru că noi creștem societatea în felul acesta. Și în predica pe care eu o să am sâmbătă, deci eu am ajuns la concluzia că noi ne creștem copiii, noi ne creștem nepoții și avem influență mare asupra lor. Și influența noastră este în funcție de cum vrem noi să influențăm. Pentru că ce fac copiii, ce fac nepoții, se uită la noi și fac ce facem noi. Dacă în casa noastră se discută despre ură la adresa celuilalt popor, ce o să învețe copiii de la noi? Același lucru. Dacă în casa noastră se spune că ei au fost invadatorii și noi suntem invadații, ce o să înțeleagă copiii? Același lucru. Dacă în casele noastre evreiești, să spunem așa, se discută, ia uite ce au făcut arabii care sunt dușmanii noștri și trebuie să-i omorâm până la ultimul. Dacă copiii mei mi-ar auzi vorbind despre acest lucru pe mine, ce ar face ei? Ar învăța același lucru. Și acum ne mirăm că zilele acestea sunt revolte interne între arabi și evrei și sunt numai puși de 16 până la 20 de ani, care ies cu bâte, care ies cu cuțite, unii ies cu pistoale de unde le au, nu știu, că este interzis să ai armă, și care își fac dreptate singuri. De ce? Pentru că noi am crescut în felul ăsta. Și cred că influența noastră afectează pe oamenii din jurul nostru. De aceea eu cred că trebuie mai mult ca oricând să rămânem statornici în principiile biblice, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Trebuie să știți că de la incidentul care a avut în loc în 2010 atunci cu colegii mei, cei doi au fost dați afară atunci imediat, dar n-am mai avut astfel de probleme. Mâine avem timp de rugăciune împreună pentru situația din Israel. La ora actuală suntem 4 evrei care lucrăm acolo și sunt 19 arabi. Și ne înțelegem foarte bine. De câte ori ne ducem acolo, ne îmbrățișăm unul pe altul, vorbim la telefon mereu, avem grupă de WhatsApp. Pentru cei care ați fost cu el în Iflaturi, sunt Țara Sfântă, toți șoferii noștri sunt arabi musulmani. Dacă eu am avut o problemă, trebuie să știți, odată poate n-am avut bani pentru ceva sau asta, deci colegii mei, arabii musulmani, șoferii, mi-au dat mai mult decât am avut nevoie și m-au ajutat mai mult decât am avut nevoie. Deci nu este la nivelul de toți sunt răi, ci unii au înțeles că trebuie să trăim împreună, trebuie să conlucrăm împreună și cred că ăsta este viitorul. Nu un război neapărat, deși unii spun că asta este soluția și de aceea nu se dorește încetarea focului mâine dimineață la ora 6, dar eu cred că asta este ceea ce trebuie să facem pe viitor. Așa e, Daniel, sunt de acord cu tine și îți mulțumesc că ai intuit întrebarea mea pe care doream să ți-o pun despre relația ta cu arabii israelieni, cu știind deja colaborarea pe care o ai tu cu colegii tăi de la Nazareth Village și de asemenea cu șoferii, care pentru noi, cred că toți cei care au fost cu El Nifa au fost, poate, cu siguranță plăcut, surprins să vadă cât de drăguți și cât de treabă au fost șoferii pe care tu
i-ai angajat și firmele cu care ai lucrat întotdeauna ai avut o ușă deschisă și o relație foarte bună. Noi ne-am simțit în siguranță cu ei și eu la fel și vreau să spun că ei sunt foarte mulți și astăzi. Să nu trebuie să credem că tot ce se întâmplă în Israel de fapt este doar un conflict, sunt și oameni de treabă de ambele părți și de asemenea sunt și evrei de origine arabă, deci care chiar musulman care luptă alături de soldații evrei, dar evreii născuți în Israel sunt parte a armatei, sunt în funcții importante, chiar funcții de conducere. Deci, pot să spun, este o egalitate foarte, foarte solidă. Daniel, ne apropiem de încheiere și dacă ai ceva în plus de adăugat, poate un gând, un verset, o încurajare. Noi aici știm ce trebuie să facem. În primul rând trebuie să ne rugăm pentru Israel. Așa ne spune Scriptura. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Asta înseamnă că nu doar pentru Ierusalim, ne rugăm și pentru Nazaret Elit și pentru Ashkelon, ne rugăm și pentru Tel Aviv, pentru tot ce înseamnă poporul acesta și de asemenea și pentru poporul din Gaza și pentru palestinieni și pentru cei din vecinii voștri și pentru români. Bineînțeles, ne rugăm pentru toți ca Dumnezeu să-ți reveste pacea Lui peste aceste popoare. În plus de asta, ce alte lucruri ați mai avea nevoie? Și de asemenea, așa, în concluzie, ce crezi tu că, sau un verset, un gând pe care mi-l poți lăsa? Chiar ieri, când am primit invitația la rugăciune la Nazareth Village pentru situația din țară, după invitația pe care directoarea noastră ne-a făcut-o, au apărut comentarii și colegii noștri din Nazaret ne-au întrebat: ce faceți voi în Nazaretului? Sunteți bine? Aveți vreo problemă? Aveți nevoie de ceva? Și apoi noi le-am spus că suntem bine, deci cei care suntem de aici, din zona aceasta, și am întrebat pe ei. Și răspunsul lor a fost: wow, ce bine că sunteți bine, ne rugăm unii pentru alții și Dumnezeu să ne ajute să ieșim biruitori din această încercare. Deci sunt mulți evrei care țin lucrul acesta și țin cu tărie că putem să lucrăm împreună, iar zilele acestea mi-am schimbat și eu poza pe Facebook și e o poză în care scrie în ebraică și în arabă: evrei și arabii refuză să fie dușmani. Și cred că acesta este lucru care trebuie să ne caracterizeze și aș vrea să mă adresez celor care poate cred că adevărul este de partea cealaltă. Dacă România ar fi atacată de o altă țară de lângă, ce ar face România sau ce cred ei că ar face România în această situație? Însă aș vrea să revin la ce spuneam mai devreme și ceea ce o să pentru mine este ca și un motto, să spunem așa: eu vreau să-L iubesc pe Domnul și dacă-L iubesc pe Domnul, trebuie să-mi iubesc aproapele. Acesta e versetul cu care vreau să îi provoc pe toți cei care ne urmăresc astăzi să încerce să nu fie subiectivi în aceste situații, ci să fie obiectivi. Într-adevăr, sunt victime colaterale și de ce sunt aici numai 12 morți? Și în Gaza sunt mai mult de 250. Israelul are moduri de apărare mult mai avansate și dacă nu era scutul antirachetă care a oprit 80% din rachete, probabil că și la noi erau poate mai mulți decât în Gaza. Și mă doare inima de copiii care au murit acolo, de femeile nevinovate care au murit acolo, cât și aici. Și într-adevăr, deci, cred că aceste victime colaterale puteau să fie evitate și aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să înmoaie inimile oamenilor care pot să facă dreptate. De exemplu, organizația Hamas este recunoscută pe plan mondial ca și organizație teroristă. Și cred că Dumnezeu trebuie să le miște inima lor. Și aș vrea să ne rugăm pentru asta. Să ne rugăm ca Dumnezeu să miște inimile, să le vorbească prin visă, să le vorbească prin vedenii despre Isus, despre Dumnezeu însuși, care poate să dea mântuire și care poate să dea vindecare în inimi. Apoi trebuie să ne rugăm pentru inimile rănite de ambele părți, ca Dumnezeu să pună în inimile lor cunoaștere după Dumnezeul adevărat, cunoaștere după Mântuitorul și să pună în inimile fiecăruia iertare.
Pentru că atâta vreme când nu iertăm pe oamenii din jurul nostru, nu putem să trecem peste aceste faze și nu putem să mergem înainte biruitori. Deci cred că fiecare dintre noi, pe lângă faptul că trebuie să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, ca Dumnezeu să oprească aceste atacuri, trebuie să ne rugăm pentru inimi rănite, trebuie să ne rugăm pentru înțelepciune la lideri, trebuie să ne rugăm pentru mântuire către lideri și numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, că e foarte greu să ajungi la inimile liderilor și evrei și palestinieni, însă Dumnezeu poate să facă lucrul acesta și cred că Dumnezeu ne cheamă să stăm în spărtură mai mult decât oricând. Știți cum se numește această inițiativă evrească? Se numește Shomer HaHomot, adică înseamnă păzitorul sau străjerul de pe ziduri, cel care apără zidurile. Cu alte cuvinte, este inspirat din Scriptură unde spune că Dumnezeu ne cheamă să stăm în spărtură și să mijlocim pentru popor, nu numai pentru Israel, ci să mijlocim pentru populația palestiniană, pentru arabi, pentru conviețuire împreună, pentru că la asta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi, în România, în Israel, în Gaza și oriunde ne-am aflat fiecare dintre noi. Așa vom face, vom fi alături de voi, ne vom ruga și pentru izraelieni, da, și pentru palestinieni, rugând ca pacea Domnului să fie peste aceste două popoare și, bineînțeles, noi să ne întoarcem cu bucurie, în siguranță acolo. Ne dor să ne revedem, să vedem locurile sfinte și, de asemenea, să vedem puterea lui Dumnezeu încă o dată asupra acestui popor. Închei cu aceeași precizare, așa cum ai spus și tu, Israel face parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu, așa că, fraților, haideți să înțelegem pe îndeplin Sfânta Scriptură și, de asemenea, istoria acestui popor. Eu îți mulțumesc foarte mult. Suntem alături de voi, ne rugăm pentru familie, pentru echipa El Nifla și, de asemenea, pentru toți cei care sunt acolo și Dumnezeu să vă binecuvânteze, Daniel. Mulțumesc, Cătălin, și eu. Sperăm să nu mai fie rachetă din Liban care să ajungă și la noi acum. De fapt, trebuie să spun că suntem la Adelina acasă acum, care e puțin mai într-o zonă evrească, nu mai și unde suntem mai liniștiți și unde suntem departe de revolte și de atacuri. Îi mulțumim Dumnezeu pentru toate și vă ținem la curent. Mulțumim, Daniel. Rămânem de aproape. Te rog să ne anunți când mai postez filmulețele cu noutăți și, de asemenea, să aveți grijă, în primul rând, de voi și de toți cei dragi vouă. Felicitări pentru statutul de bunic. Vreau să spun și lucrul acesta. Dumnezeu v-a binecuvântat și slavă Domnului că lucrează și prin asta. Și, de asemenea, să ne revedem așa, înapoi la treabă, cum spune noi, pe meleagurile pe unde Domnul Hristos a umblat, cu grupurile de Amin. turiști. Amin. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră, vă mulțumim că în seara aceasta ați fost alături de noi, ne-ați primit în casele dumneavoastră, noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!